dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi dimineața vom începe un nou proiect, un Moș Crăciun, care iese un pic din tiparele tradiționale. Nu voi folosi culoarea roșie, ci voi folosi culoarea albastră. După cum vedeți, am pregătit aici firele necesare. Voi folosi firul Lisa Lurex de culoare albastră și alb, care poate fi lucrat cu croșetul numărul 3, firul Bravo de culoare nude, culoarea pielii, și culoarea neagră, care și acestea se lucrează cu croșetul numărul 3. Deci, după cum ați înțeles, vom folosi croșetul numărul 3, vom avea nevoie de un fir despărțitor, vom avea nevoie de foarfece, vom avea nevoie de ochișori. Dacă dispuneți de ochișori de siguranță, puteți să-i folosiți. Melană pentru umplut și, bineînțeles, sacul cu gaură mare pentru cusut lână. Eu voi încerca să fiu cât mai rapidă, pentru că se încarcă foarte greu tutorialele. Durează ore întregi până reușesc să încarc un tutorial. Internetul este foarte slab și de aceea voi începe direct cu lucrarea, fără prea multe prezentări. Vom începe să lucrăm capul moșului. În cercul magic vom face un număr de 6 piciorușe scurte. Cel de-al șaselea. Vom închide cercul magic cu piciorul alunecat. Și rândul următor vom înmulți. În corespondența fiecărui picioruș vom face două piciorușe. Deci, la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am pus firul despărțitor, vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o mulțire, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând două piciorușe scurte, 1, 2, urmate de o mulțire, iar la capătul rândului ne întâlnim cu un număr de 24 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o înmulțire, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, urmate de o mulțire, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 36 de piciorușe scurte. Am obținut cele 36 piciorușe scurte. Acum vom lucra 8 rânduri de 36 piciorușe scurte. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți folosi foarte bine culoarea roșie. Nu este obligatoriu să folosiți culoarea pe care o folosesc eu. Dar, așa cum vă spuneam, sunt atât de multe tutoriale cu Moș Crăciun, încât trebuie să-mi aleg foarte mare grijă tutorialele pe care le execut. De aceea am adoptat aceste culori, să spunem. Noi ne vom întâlni la capătul celor 8 rânduri
de câte 36 piciorușe scurte și vom continua lucrarea. Am lucrat cele 8 rânduri de 36 de piciorușe scurte. Acum vom face 6 mulțiri consecutive. 2, cea de-a treia mulțire, cea de-a patra, cea de-a cincea, cea de-a șasea mulțire, iar acum vom continua cu piciorușe scurte în mod normal, iar la capătul acestui rând vom avea un număr de 42 de piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul rândului. Continuăm rândul următor. Pentru început vom face o scădere. În felul acesta noi vom forma obrajii moșului, o scădere. După care vom lucra un număr de 11 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Acum vom face o nouă scădere. Vom intra întotdeauna din partea din față, așa cum ați văzut, și vom termina rândul cu următoarele 27 de piciorușe scurte care ne-au rămas. Noi ne întâlnim la capătul rândului și vom continua. Vom continua rândul următor, din nou lucrând o scădere, opt piciorușe scurte, 5, 6, 7, 8. Acum vom face din nou o scădere. 26 de piciorușe scurte care ne-au rămas, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 36 de piciorușe scurte în total. Ne întâlnim la capătul rândului. Rândul următor vom continua lucrând 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, urmate de o scădere. În acest mod vom lucra pe întreg parcursul rândului. 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, urmate de o scădere. Deci astfel vom lucra și la capătul acestui rând vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, urmate de o scădere. Și lucrând astfel pe întreg parcursul rândului, vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte.
Noi ne întâlnim la capătul acestui nou rând. Vom continua următorul rând lucrând două piciorușe scurte. 1, 2. Urmate de o scădere. Și lucrând astfel pentru parcursul rândului, la capătul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Următorul rând vom lucra un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului, vom obține un număr de 12 piciorușe scurte, după care ne vom reîntâlni. Între timp, am umplut căpușorul. Va trebui să fiți atente aici, să umpleți bine, să fixați bine melana, în modul în care să dăm contur feței. Vedeți modul în care se prezintă. Acum vom face schimbul de culoare. Voi tăia firul de culoare a pielii. Voi pune firul albastru, pentru că vom continua cu corpul lui Moș Crăciun. Și pentru început voi lucra un număr de 12 piciorușe scurte. Voi adăuga firul. Acesta, voi trage bine firul bej de desubt și voi lucra aceste 12 rânduri pe care le-am obținut deja după scăderile din rândul deja executat. Deci acum vom face aceste 12 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului, ca de obicei, după care vom continua lucrarea. Vom continua corpul moșului. Vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Deci, începem din nou să creștem un picioruș scurt, o mulțire și ne vom întâlni la capătul acestui rând. Continuăm lucrând două piciorușe scurte, urmate de o mulțire. La capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, urmate de o mulțire. Lucrând astfel pe întreg parcursul rândului, vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. După care vom face o mulțire. Lucrând astfel pe întreg parcursul rândului, obținem un număr de 36 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând un număr de 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, cinci.
după care vom face o mulțire. Lucrând astfel, de jur împrejur, la capătul rândului, noi ne vom întâlni cu un număr de 42 de piciorușe scurte. După ce am obținut cele 42 de piciorușe scurte, vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, iar acum vom face o mulțire. Lucrând astfel de jur împrejur, pe întreg parcursul rândului, la capătul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 48 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 7 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apoi vom face o mulțire. Iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 54 de piciorușe scurte. Am obținut cele 54 de piciorușe scurte. Acum vom lucra un număr de 16 rânduri de 54 de piciorușe scurte. Deci nu vom înmulți, nu vom face nimic altceva decât să lucrăm picioruș după picioruș 16 rânduri. Noi ne vom întâlni la capătul acestor 16 rânduri pentru a continua lucrarea. Lucra cele 16 rânduri de câte 54 de piciorușe scurte. Acum voi adăuga culoarea neagră pentru a face centura. Și vom lucra 3 rânduri, așa cum se găsesc, 54 de piciorușe scurte cu această culoare. Deci 54 de piciorușe scurte cu culoare neagră. Voi prinde un pic de desubt firul albastru pentru a-i da stabilitate, după care îl voi tăia. În felul acesta formăm, așa cum vă spuneam, centura, după care vom continua. Voi face 2-3 ochiuri și voi scurta firul albastru în felul acesta. Scurtez firul albastru, continui cu cel negru, 3 rânduri, după care vom continua, ne vom reîntâlni și vom continua cu partea de jos a corpului la moșul nostru Crăciun. Așa cum vă spuneam, este un moș Crăciun un pic mai deosebit, un pic divers de ceea ce se găsește pe celelalte canale de YouTube. De aceea am dorit foarte mult să vin cu un tutorial nou care să vă atragă și în același timp să vă încânte. Însă, așa cum spuneam, precizez și acum, dacă doriți, puteți lucra cu culoarea roșie, acest model. Nu este obligatoriu să-l faceți cum îl fac eu. Important este modelul în sine. Deci noi ne întâlnim la capătul acestor 3 rânduri. Am lucrat cele 3 rânduri cu culoarea neagră. Acestea, așa cum v-am spus, vor forma centura moșului. Acum voi pune culoarea albă. Voi închide aici primul picioruș. Greu.
Așa am reușit. Iar de acum vom lucra în felul următor. Ținând dedesubt și firul negru, vom lucra în fiecare ochi o mulțire, însă vom lua doar prima parte a acestui a ochiului. Nu vom intra în mod normal în întreg ochiul, ci vom lua doar partea din față. Și în corespondența fiecărui ochi vom face o mulțire, astfel că la capătul acestui nou rând, noi vom avea un număr de 108 piciorușe scurte. Deci doar partea din față, nu uitați, pentru că apoi partea din spate va fi necesară pentru a continua lucrarea. Deci în corespondența fiecărui ochi, noi vom face o mulțire, vom ajunge la capătul acestui rând cu 108 piciorușe scurte. După care vom continua a lucra cu culoarea albă. Deci nu uitați, întotdeauna luați doar partea din față a firului. Când am ajuns într-un anumit punct, vom tăia firul negru și continuăm lucrarea în felul acesta. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând pentru a continua. Vi se va părea mică proporția între capul moșului și restul corpului, însă în momentul în care vor veni puse mânuțele, în momentul în care el va avea barba și mustățile, căciula pe cap, veți vedea că este bine proporționat. Dacă facem capul prea mare, atunci în momentul în care noi vom pune și barba și căciulița, va fi exagerat. Aveți încredere și lucrați așa. Deci noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului cu mulțirile, am obținut cele 104 piciorușe scurte. Acum vom lucra 3 rânduri de piciorușe scurte. Aceste 104 piciorușe scurte vor trebui lucrate, fiecare așa cum se găsește. Vor forma partea de jos a hăinuței, garnitura hăinuței, și cu aceste 3 rânduri pe care le vom lucra singure, eu voi încheia acest tutorial. Așa cum vă spuneam la început, mi trebuie foarte multe ore din cauza internetului, care este de slabă calitate, să încarc un tutorial. Un tutorial de 40 de minute, care l-am încărcat sâmbătă, a durat de la 6 dimineața până la ora 11, până s-a încărcat. De aceea voi face tutoriale scurte, vor fi mai multe și în felul acesta voi avea timpul necesar și să lucrez, pentru că în timp ce tutorialul se încarcă, dacă durează atât de multe ore, eu, bineînțeles, nu pot continua cu filmările. Eu vă las aici, nu uitați, sunt 3 rânduri de 104 piciorușe scurte cu care vom încheia hăinuța și apoi vom trece în continuare să lucrăm pantalonii, cizmulițele, căciulița, mânuțele, tot ceea ce ține de moșul nostru. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă rog să lucrați cu încredere, pentru că veți vedea că la sfârșit va fi ceva frumos, deosebit. Eu am gândit foarte mult modul în care se va prezenta acest moș Crăciun și dacă vă place ceea ce am realizat până acum, vă rog să dați un like, vă rog să dați un comentariu, să lăsați un comentariu
Și din nou, așa cum spun întotdeauna, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi frumoasă. Sunt Tatiana Andrieș și vă salut cu mare drag. Ne întâlnim la următorul tutorial.